Atingere dublă pentru a activa. Salutare. Să-mi scuzați vocea, dar am răcit un pic. Am făcut acest video pentru a da niște explicații, pentru că, în primul rând, am fost exasperat sau, mai corect spus, agasat de vreo două comentarii la o tante sau de la o fetiță, nici nu știu mai exact ce vârstă are, pentru că e pur și simplu un cont care nu are nicio fotografie, nu are nimic, nu are niciun videoclip încărcat pe canal, doar e nume și atât. Doamna asta sau fetița asta, Florica Jantea, îmi tot spune de, cred că o zi, două săptămână și cred că sunt vreo două luni, că o vrea versuri, vrea versuri sau cuvinte sau, mă rog, bă, într-un fel numai ca să, credința e ca să priceapă măgarul. Mă rog, îți voi vorba aia. Uitați, unul e aici. Florica Jante a răspuns. Versuri, acum un zi. Aici mai e încă unul. Cred că... Recomandat. Hai să văd dacă mai găsesc unul unde mai în jos. Notificare nu ore. Da, mă rog, cred că mai era acum undeva. Florica Jante a comentat. Vreau versuri, mulțumesc. A, uitați, vedeți, și mai jos. Menu, buton. Atingere dublă pentru a activa. În primul rând, de ce nu am pus versuri? Este foarte greu pentru a pune versuri la editare. Pentru că nu e așa ușor pe cum ați crede dumneavoastră de pus versuri, mai ales că e totuși, e totul e făcut de pe telefon, nu e făcut de la laptop sau la calculator ca să zici că e așa ușor de făcut la editat. Și oricum, trebuie să ai un pic de experiență în editare pentru a pune versuri, pentru a, de exemplu, nu poți să trântesc așa versurile, și plus, ca să vă zic sincer, nici nu știu de aș putea să vă iau versurile, ar trebui ce să fac, să învăț eu versurile pe de rost și apoi să vi le scriu, sau ce ar trebui eu să fac ca doamne, verbe, doamna și alții care s-ar pregăti să mă întrebi de ce n-am pus versuri, să fac treaba asta. Adică trebuie să vă gândiți că nu e așa ușor, gata, eu vreau versuri, se pune versuri. Așa, stați așa, se întâmplă pe canal. Sper că nu vă deranjează acest cititor vocal. Negative românești. De ce am ales să-l folosesc în acest episod și până acum nu l-ați auzit? Ei bine, am zis că la urmă să vă arăt cum și editez, pentru că tot așa și editez, pun multe fotografii ca să fac un clip, unul ca acesta de pe ecranul dumneavoastră, care îmi ia... poate chiar și o zi. Ce vreau eu să vă spun, că asta, mai mult de asta am făcut videoclipul, pentru că doamna tot trimitea comentarii că vrea versuri, vrea versuri. Am vrut să lămuresc că nu e așa ușor cum crede domnul ei. E destul de complicat, aproape chiar 2-3 ore ți-a să faci un videoclip. Și mie nu-mi convine să muncesc, pentru că să vină artiștii sau alți creatori de conținut să-mi închide mie canalul, pentru că, vezi, doamne, am luat conținut de la dânsi. În primul rând, eu negativele care le aveam primite de la prieteni și alte persoane, eu le puneam pentru că vroiam să fie un conținut pentru a ajuta oamenii, dar eu nu am avut nimic, adică zic că am mai mult timp pierdut și atât, altceva nu am avut de câștigat din toată treaba asta. Pentru că, vă gândiți, am este a treia canal care îl creez, am ajuns tot cam pe aproape 900 și ceva de oameni, cam ca acum am vreo 800 și ceva, 818 abonați, dar dacă mai fi muncit eu mai așa și aș fi pus videoclipuri mai multe, vă asigur că făceam iarăși 1000. Nu știu ce se întâmplă când ajung să fac 1000, canalul meu dispare. Și așa am un strike, deja mi se pare, dacă nu mă înșel pe el, parcă așa ceva, nu mai știu. Și la 3 ți-l închide. Și nu aș mai vrea să mai investesc iarăși timp în el. Eu m-am apucat de aia, n-am mai încărcat oricum, eu m-am apucat de alta afacere. Eu fac negative la comandă, cum le fac, elimin vocea din pozitive și se face un karaoke. Dacă vreți, mă puteți contacta pe WhatsApp sau pe Facebook. Recente.
Uite, Pagina de pornit. acesta este Instagram-ul meu, Instagram. dacă îl Iulian Gheorghe folosiți. sublinie official, buton. Atingere Instagram-ul, dublă pentru a activa. dacă nu Recent. folosiți Pagina de Instagram-ul, pornit. acesta este Atingere contul dublă de pentru a activa. Facebook. Atingere dublă și ține apăsat În pentru apăsare aceste lungă. două locuri, Facebook. Înapoi. Buton. A vă ieșit din rog să listă. mi dați Atingere dublă pentru mesaj a activa. și eu vă răspund în cea mai mare viteză cu putință, adică cum e asta, mesaj, dacă pot și am timp, vă răspund. Deci, în primul rând, nu se merită să mai investesc timp în canalul respectiv și, EMAG, oferta zilei îți dă flash-uri, până la da, minus 20. așa, la EMAG, mai vreau comandă de pe acolo și cei de la EMAG, după cum știți, dacă îți faci dată cont, o să-ți trimit oferte. Bun, revenim. Eu, cum v-am și spus, scot vocea din pozitive și așa este negative. Dacă vreți să colaborăm, să vă fac la comandă, la niște prețuri rezonabile, deci nu vă gândesc că e degeaba, că la urmă mulți v-ați obișnuit să primiți totul de-a gata, dar acum o să fiu foarte sincer cu voi, și eu eram ca voi, gândeam la fel, dar cu timpul, încărcând și postând pe YouTube și având aceste canale de YouTube, mi-am dat seama că să fii creator de negative în România e foarte greu, pentru că tu ca creator, mai ales vă gândiți că eu aveam astea primite, făceam un videoclip, îmi lua mie vreo 2, 3 ore, cel puțin 4, știu cât îmi lua. Ei, a, era ca era, și aia e muncă, dar nu era chiar ca cum ai face un negativ de la zero și îl încarci pe YouTube, efectiv, adică cum mai fac unii băieți care îl fac la orgă. Și gândiți-vă că este timp investit ca dumneavoastră să aveți un conținut pe ce să cântați. Și până la urmă, scuzați, până la urmă, dânsii muncesc și au ore, chiar poate zile, de muncă în spate. Și de ce am decis să mă apuc de treaba asta? Pentru că, poate cum v-am și spus, să vă atățeți cititor vocal, eu am niște probleme de vedere, nu am putut lucra pentru că nu îmi permiteau problemele care eu le am. De avut, mai am o rest de vedere, dar ăsta nu mă ajută pe mine, adică mă ajută să mă descurc eu cât de cât pentru mine, dar nu și să pot lucra. Și atunci, pentru că na, orice om are nevoie de un ban acolo, cât de puțin, dar să și-l producă dânsul. Vă gândiți că da, locuiesc cu părinții mei, dar ideea e că până la urmă, na, ca să tot cer la părinți, mai ales la 23, acuși 24 de ani care am să-i împlinesc, nu mai e chiar așa ușor, hai dă-mi, până la urmă. Și până la urmă, hai să fim sinceri, nu-i tot așa ușor, gata, bă, ce sunt pe ăsta, îmi face degeaba. Plus că, na, am spus, ne putând lucra și așa, am vrut să-mi fac eu banul meu și asta știu, asta sunt cunoștințele care eu le dețin și în asta mă pricep. Aș vrea, de fapt am și făcut câteva bani din această afacere, să-i spunem noi așa. Am făcut niște bani, nu vă gândiți că nu am făcut nu știu ce cu ei, am investit în tot în casă sau în alte lucruri utile, nu în altceva. Și aia, dacă aveți nevoie și doriți să fac negative sau să vă tai piese din colaje sau să vă colaje mai mici, să unesc piese, să modific tonul cu un ton sau două la negative, pentru cei care nu vă descurcați, dar ar fi bine să precizați treaba asta, cei care nu vă descurcați, să-mi spuneți treaba asta. Eu pot, la cererea dumneavoastră, să vă fac negativele, să vă le modific tonul, să vă scot vocea și așa mai departe. Și pot, bine, pentru niște bani, trebuie să faceți transfer bancar, pentru niște bani dați niște bani prin transfer bancar și vă pot cumpăra un stick. Pot... Salut, Iulian Gheorghiu, ai 11 mesaje directe. Lanterna activată. Da, bine, lanterna activată. Acum că vreau să-și primez, acum mă bombardești tu cu notificări. Așa, mă scuzați, iarăși. TikTok-ul și așa mai departe. Așa. Ce vreau eu să spun e că pot să fac aceste lucruri, să mă modific tonul, să vă scot vocea din pozitive, să fac negative, să vă tai colaje sau să vă fac programe, să
le pun pe stick, adică să vă pun fișierele pe stick, la o sumă rezonabilă, adică îmi dați na, banii pe stick și banii pentru poștă, că costă și alea, banii pentru poștă și n-am dat și mie acolo pentru timpul care eu îl pierd niște bani și vă ajut cu mare drag. Astea sunt serviciile care eu le pot presta pentru clienții mei. Am avut clienți ca să m-aș bucura să și urmăresc videoclipurile. Sper că cineva a ajuns până aici, chiar să-mi lasă un comentariu că da, am văzut până la capăt. Am avut și clienți care am trimis și stick-uri prin poștă. Am avut clienți care am tăiat colaje în timp așa estimativ, a fost un colaj de 16 minute. Eu am făcut tot acum ar veni undeva jumătate de noapte, jumătate de zi, dacă le pui cap în cap, ar fi o zi întreagă de lucru la un colaj de 16 minute, vă gândiți, deci 16 minute, nu mai mult. Am avut o zi întreagă de muncă și prețul, că poate vă întrebați, bă, cât îmi ia? Bă, eu prețul, să știți că le iau în funcție de ce trebuie să fac. Dacă sunt negative, eu până acum am lucrat cu la aprecierea clientului. Cât a avut clientul, atâta mi-a dat. Am avut clienți serioși, am avut clienți neserioși, care am, dacă vreți, vă fac o dată niște vloguri și vă povestesc câțiva clienți tare interesant, alții care nu au plătit sau alții care au sunat pentru altceva. Și dacă vreți să lucrați cu mine, vreau să fiți un om serios, adică bă, dacă mă căutați, nu să-mi pierdeți timpul, adică fă-mi. Eu nu iau bani înainte, dar nici nu vreau să fiu eu tras în țeapă, că am avut persoane care m-au pus, am lucrat pentru ei, chiar am avut o doamnă care m-a contactat, i-am făcut pentru băiatul dânsei, ea era de pe cea de lângă mine, eu sunt din Botoșani, ea era de prin Suceava. Și știți că se duce la bancă să facă transferul, o sună următoarea zi că era undeva pe sâmbătă seara, ea avea nevoie până de duminică dimineață, m-am stăduit, eu l-am făcut. Când o sună luni, să o întreb, doamne, dar, de fapt, luni am așteptat, eu sun luni, bine, mă duc mâine la, cum se cheamă, la dânsa acolo, la unde era ea, cred că țin minte de unde era. Că merge acolo să facă transferul. Nu am mai făcut nici până în ziua de astăzi. Nu vă spun că am mai avut pe unul, tot așa. El, fiind din oraș cu mine, nu. Tot așa, mi-am făcut eu un negativ, mă rog, ieșise el cum ieșise, bine, poți face și altul, da, îi fac eu și alt negativ, că eu îți depun o credință. Că omul mi-a zis că, băi, n-am acum. Zic, e, da, lasă, n-ai tu cum, e dat-o, că domnul eu mă vreau să mă îmbogățesc. Și când aștept, cred că de vreo, cred că o săptămână, două, trei, cred că apă unul de când vă zicea că îmi dă și nu era nimic. Adică, și când, culmea, cum s-a făcut, culmea sorții, că omul își pierduse unul din negativele făcute de mine și mi-a zis, poți să-mi trimiți înapoi cu tare negativ? Da. Facebook, sigla Facebook, buton, Dar dezactivat. tu poți să-mi... Mergi la Facebook, Iulian Gheorghiu, Poți profil, să-mi dai banii care înapoi, să-mi dai? buton, A, atingere da, dublă pentru a tu activa. cât îmi iei și cât îmi iei și... cât îmi iei și să zimi și eu zi dau. Îi zic eu cât îi iau. Bine, hai că săptămâna asta ți-i dau. Și nici măcar că nu a mai intervenit nimic în relația între noi. N-am mai pomenit nimic, nici că mi-i dă, nici că nu mi-i dă. Și asta faceți o idee că băiatul respectiv stă la mine în oraș. Mă scuzați. Stă la mine în oraș, deci nu era foarte greu să întâlnească să-mi dea acolo 10, 20, 30 lei. Că eu nu vreau să mă îmbogățesc. Degeaba eu vă iau sute de lei pe un negativ. Prefer să cât vrei dumneata, tu ca client, decât să-mi pun eu un preț, să-mi dai atât. Că dacă nu-mi dai atât, nu mă apuc. Nu. Atâta o să fie o singură condiție, dacă vreți să faceți colaje sau să vă tai din colaje, aici o să-mi dați un avans de 20 de lei.
Pentru că, v-am și spus, mi-a luat o zi întreagă să tai un colaj de 16 minute. E, mie îmi dați ăștia 20 de lei ca din caz că, Doamne ferește, vă hotărâți să nu mai îmi dați niciun ban, pentru că, nu știu, nu mai aveți voi, eu o să rămân cu acei 20 de lei. Dacă nu mi-i dați, eu nu mă apuc de colaj, pentru că colajul necesită mai mult timp. Așa că eu am să vă las numărul meu de telefon în descriere și contul de Facebook slash Instagram. O să vi-l las în descriere și dacă vreți să mă contactați, puteți să o faceți cu multă încredere. Cu cine am lucrat, toți au fost mulțumiți, puteți să-i întrebați pe oricine. N-au nimic de reproșat. Le-am spus toate aspectele, le-am spus de ce ies așa, de ce nu ies așa și așa mai departe. Mi-a explicat tot ce a fost de explicat. Eu zic că, până la urmă, mai bine de atâta nici nu se poate, adică nu știu ce ai putea să vrei mai mult. Am explicat de ce se fac așa, de ce iau bani, de ce tot ce trebuie. Dar oricum v-am explicat în mare așa și vouă acest videoclipul acesta. Sper să înțelegeți. Nu știu când dacă o să mă încarc pe acest canal de YouTube. Nici nu știu cum să fac mai exact, pentru că v-am și spus, de-aia mult timp, canalul e predispus închiderii și asta dacă o țin tot așa. Și zic că dacă totuși chiar vreți să aveți nevoie de negative, pentru 10-20 de lei acolo, că pe la urmă îi pierzi pe stradă, ca să zic așa, pierzi 20-30 de lei și nu-ți pare rău, nu cred că te doare mâna, acolo prin 20-30 de lei să-mi dai și mie și să-ți primești ce ai tu nevoie. Păi, până la urmă, nu cred că e așa greu. Dar, na, voi decideți, eu am să vă las detaliile și ne auzim la telefon sau pe WhatsApp. Lăsați mesaj pe WhatsApp și vorbim acolo dacă e ceva și nu e ceva de neînțeles. O zi bună și ne vom reauzi la un nou video sau la telefon. Veine circle, ora 17:04, fereastră.